pentru că tot o secundă, se poate o cameră pe mine, doar o secundă. Ce s-a întâmplat, pisico? Mi-au scris doi cetățeni ieri care nu se cunosc între ei. Deci eu sunt convins că nu se cunosc, că unul m-a uitat pe profile, unul e copil, 16 ani, de undeva din țară, și un altul mult mai mare din București. Care? Acolo. Și mi-au spus, da, eu nu remarc, vreau să vă întreb și pe voi, că semăn cu Ion Creangă. Atât unde îl cunoșteau, e dragă pe Ion Creangă. Problema e în felul următor. A nu se înțelege că am ceva cu săracul Ion Creangă. Dar e o problemă când în mintea ta tu ești convins că banchești în faniar, da. Și vine cineva și spune că tu semeni cu Ion Creangă, cred că avem o mică problemă. Da, avem o situație. Deci semăn sau nu, Ilinca? Nu, dragă, cum? Nu. Da. Așa spuneam și eu. Dar da, dacă ai fi păstrat coafiura, freza cu găletușa de gel, oare cum era? Nu mai semănai cu Ion Creangă, asta e clar. Te lăsa atacat. Găseau altă referință, poate. Eminescu. Da sau nu? Mai mult sau mai puțin? Din lac am pusi, ca să zic așa. Da. Pentru că tot vorbim despre telespectatori și despre puterea pe care voi, dragilor, o aveți în acest moment, vreau să vă reamintesc că liniile de votare s-au redeschis, așa că puteți să vă votați concurenta preferată trimițând SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Voi sunteți cei care decid câștigătoarea inimilor voastre, a coroanei, a titlului de cea mai stilată vedetă din România, dar și a premiului de 100.000 de lei, așa că puneți mâna pe telefoane și votați-vă necontenit preferata. Noi mergem mai departe, nu de alta, însă spunea de la începutul emisiunii că se simte rău, ca de fiecare dată, emoțiile o copleșesc, însă eu tind să cred că va avea o semifinală senzațională. Oana Radu! Și sunteți cele mai tari. Asta voiam să vă transmitem. Mulțumim! Bună seara și bun găsit, Oana Radu! Bine ați venit în semifinală! Ia tip și pe sistem Beyoncé, așa știi? Da. Adică gen, uite cum putem influența o lume întreagă printr-un simplu mesaj pe care noi îl transmitem telespectatorilor. Da, iar telespectatorii trebuie să voteze! Ați rămas mut? Asta mă interesează. Asta da, mă... De uimire. Nu contează, că nu am, nu contează. Eu când am văzut-o pe fata asta, am rămas mult roșcată. Da? Aș dansa și eu cu ea. Da? Da, Loredana. Da, le mulțumesc frumos colegilor mei, Loredana, Denisa și Alice, le mulțumesc din suflet. Deci sunt colegele tale, practic. Sunt, că doar nu sunt dușmance. Doar și Loredana e chiar colegă. Am putea fi. Aha. A fost, îmi place dansul. Știu. Era pe Metereze, acolo se ținea tare, felicitări încă o dată. Vă mulțumesc din suflet, fetelor, porțile se deschid pentru voi. Oana Radu, vino aici lângă mine. Am zis că... Ai nevoie de aripi sau ești fără aripi?
Sunt fără aripi, iar eu am aripi de mult. De când m-am născut am venit cu aripi. Ceea ce voiam să zic este că am simțit nevoia să cânt piesa asta și să fac acel final. Pentru că eu cred că într-o seară ca asta, într-o seară în care se presupune că ar trebui să fim și suntem foarte frumoase la televizor, da, să le transmit celor de acasă, fetelor care se uită la noi, că suntem puternice, că nu avem nevoie de un bărbat lângă noi ca să fim tari, că suntem frumoase și că putem să facem orice. Cam asta vreau să transmit eu în seara asta. Sunt de acord și susțin mesajul tău până în pânzele albe, Oana Radu, dar să vedem ce spun. Și am zis că mi-e rău, pentru că într-adevăr chiar mi-a fost. Ce? Rău. Da. Ieri toată ziua am fost la Spitaleta. Aoleo! Pe bune! Da. Bine că ți-ai revenit și așa, că ești într-o formă bună astăzi. Da. Eu zic că ți-ai revenit. Teo, cum arată? În primul rând vreau să-i spun că e foarte mișto și că mi-a plăcut foarte tare momentul. Arăți foarte bine de când ai intrat. Lași așa omul fără suflare cumva din atitudine, pentru că... Mulțumesc. Și nu cred că e vorba doar despre frumusețea fizică, pentru că ești foarte frumos, ai un cap foarte frumos. Cred că e ceva ce vine din tine și asta e mare lucru pentru un artist și pentru un om, orice ar fi. Mie îmi place cum arăți, ești foarte sexy. Nu-mi plac lanțurile alea, îmi place ce ai făcut, îmi place intenția, dar nu-mi plac chiar efectiv ca... Am înțeles. Piese, așa. Mi se pare un pic... Dar arăți foarte bine și mi-a plăcut. Mulțumesc. Foarte tare momentul tău, Ana. Mulțumesc, Teo. Alexandra? Foarte fain momentul, ai cântat Beyoncé, ți se potrivește. Mulțumesc. Perfect și pe vocea ta. Când ai intrat, m-am uitat prima dată la modelul ăsta de pe... Am crezut că sunt ciorap, dar e un overall. Și în realitate nu mi-a plăcut așa de mult, m-am uitat pe sticlă care arată foarte bine și creează un efect fix ce trebuie. Așa că înseamnă că a fost o alegere bună, nu mai contează ce zic eu aici. Într-adevăr, e amestecul ăsta de bijuterii foarte prețioase cu chestii mai braf, așa mai... Și asta nu mi se pare neapărat cel mai potrivit. Poate aș fi dus-o mai degrabă în zona aia, mai punk, mai heavy, mai decât în asta prețioasă în care ai mai fost. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc la fel, Alexandra. Ca de obicei și bravo pentru moment. Mulțumesc. Mulțumesc. Fetelor, jurații te așteaptă. Oana Radu, suntem în semifinală. Ascultăm jurizarea. Super. Momentul a fost, după cum spuneam, glăjbitor. Mie nu prea îmi place Beyoncé, dar am înțeles de la o prietenă de-ale mele foarte bună, Dăneasa, că mai nou și ea e feministă. Mă rog, mai nou, că și ea acum e feministă. Și zic, ok, și dacă e feministă, ar trebui să-mi placă. Eu mă referam la artista, la cântăreața Beyoncé. Ești un artist excepțional. Ea poate să fie orice, feministă, nefeministă, istă. Eu mă refeream la artista. O fi, dragă, nu gust eu muzica ei. Acum ce vrei să mă umor? Ce să fac? Nu, bineînțeles. N-am spus că nu este excepțională. Dar ce-ar fi fost să fie și ținuta ta excepțională, Sussoagla? Ar fi fost super. Te avantajează acest overall. Capul este superb, toată lumea îți spune asta de când a început competiția. Mulțumesc. Dar ce cu feroneria? Este o idee pe care am avut-o, asta am pus în practică. Am vrut să vă spun sincer care e ideea. La mine în bloc s-au furat niște biciclete. Da, asta voiam să-ți spun. S-au furat niște biciclete și pentru că... Mi le-au furat, a rămas cu lanțurile. Lângă blocul meu, când mă duc să scot bani de la un bancomat, lângă bancomatul ăla este un magazin de biciclete. Da. Cu niște băieți care vând, repară biciclete. Golani. Nu, fiță, niște băieți acolo, nu contează, dar și ei mai stau la o țigară, mai stau la un suc, mai stau în fața magazinului uneori. Știi că na, ce să facă oamenii? Bineînțeles, n-au clienți că și se uită, mă uit și eu, se uită și ei, și din am întrebat: "Oare ce or crede oamenii ăștia? Ce or zice când trec eu pe acolo?" Tâmp cu Jean în lesă, cu o apă și cu o pâine. Păi ce să creadă? Ce-or zice oamenii ăia? Păi am, stă în hol nefolosită, Oana Radu, de ani de zile, de-aia fiabilă, englezească, scumpă, i-am pus și șabruț. Opa, puteți să-mi dați mie pentru că ale mele s-au furat din bloc. Da. Draga mea, ținuta nu excelează la capitolul accesorizare. Tocmai s-a punctat, eu am zis feronerie, tu ai spus lanțuri de bicicletă, cam pe acolo suntem. Și nu-mi plac aripile. Nu. Nu, feroneria, nu. Nu, o accesorizare dezlânată complet și ar fi trebuit să punctez ce? Mi se pare că semeni cu ești o faraoancă în seara asta, ești Anuxunamun, ești o Tutankamoană, ești o cine vrei tu. Nu mă duce cu gândul la tema de la această seară sub nicio formă ceea ce ai făcut. Doar pentru că ți-ai pus chestia aia de... Nu știu, seamănă cu niște aripi pe care le-au de la o jucărie de brad.
atât sunt de mici. Adică ți-ai pus într-un brad, în vârful bradului un îngeraș care avea niște aripi și alea sunt aripile îngerașului. Mă rog, nu pare... Par mici pentru că este platoul foarte mare. De asta, nu? Și par tot foarte mici pentru că eu sunt plinuță. Nu ești dragă niciun fel de plinuță, că pe lângă mine ar fi părut doar un puf. Haideți, vă rog, lăsați-mă că arătați foarte bine. Sunt doar niște aripi micuțe, iar ținuta nu este pe temă. Dar, așa cum am spus, o să punctăm puțin mai larg și... apariția de ultima vreme, care ce crezi? Nici alea n-au fost prea bune. Am înțeles. Oana Radu, de ce mă dezamăgești, fețe, pe final? De ce mă dezamăgești? De ce rupi inima din mine? Băi, nene, este o artistă desăvârșită, este frumoasă, e talentată, e tânără, are toate calitățile din lumea asta. Și vine nepregătită la fiecare ediție, concert, mi se pare că a avut o scuză în ultima vreme. Eu am să fiu mai dur și acum pe final o să-mi iau, ca de obicei, hei, da, m-am obișnuit. Nu, am să fiu dur pentru că dur în ceea ce vă spun, pentru că vă iubesc pe toate și... Sentimentul e reciproc. Da. Nu e bine deloc. Da. De când ai intrat și până când ești... În afară de voce și faptul că ești foarte frumoasă, nu este bine deloc. Dacă vi s-a spus să aveți aripi, păi aripi aveai, trebuia să te duci pe... nu știu, să-ți iei aripi. Făcând o comparație între prima concurentă și tine, n-are nicio legătură. Și ei am spus că are un costum și cam atât, dar uite-te, aripi, ținută, atitudine. Și ea, vezi, în zona asta este accesorizată. Superb, perfect. Cum încep iară să am remușcări și o să zică lumea, ai ceva cu Dea Codră, I don't care, că nu i-am dat mai mult. Pentru că cine știe ce vă pun la capăt. Exact, feromenia asta mă deranjează. Degeaba, într-adevăr, pe televizor e un efect optic frumos al overall-ului pentru că te subțiază foarte tare. Da. Și inima aia de acolo e chiar faină. Dar în rest, aici nu e așa. Da. Aici e dezastru. Aripile sunt chip din toate punctele de vedere. Nu știu, repet, nu știu ce vi s-ați dat ca referință. Dacă n-aveați niște aripi, poate puteați să faceți din ceva aripi. Eu show-ul aia l-am văzut și live de două ori în America. Nu sunt doar cu aripi. Da. Anyway, nu a fost bine. Repet, și-am văzut în show înainte pe Dea într-un show care nici ea n-a dansat. Eu îți jur chestiile alea cu tâm, pot să le fac și eu. Dar tu ai cântat o melodie, n-ai excelat în seara asta, sunt rău, știu. Adică, nu, ce vrei să zic? Umorăți-mă, da. Totul a fost... fata asta, 10 points, roșcata. În rest... Scuză-mă. All the single, all the single, all the single, all the single. Slăbuț rău, într-adevăr, acel overall pe televiziune creează și o inimioară unde trebuie și o... Știi că te iubesc, nu contează, tu știi că între noi doi, iubirea e aceeași. După ce că mă doare inima că mă țin o ață, acum săraca fata asta îi dau și doi. Bagă notă! Am și eu o notă care nu o să te bucure prea mult, dar tu ești superbă dacă folosești la ceva să spun asta. E foarte greu pentru că nici nu vreau, bine, să te super pe mine, dar nu am avut atâtea deloc momente frumoase aici, dar nici nu, nu știu, nu, nu. Este cu cea mai mare indulgență ever pe care am dat-o vreodată această notă. Vă mulțumesc, voiam să vă spun apropo de treaba cu momentul. Mie mi s-a părut ok pentru faptul că ieri am stat toată ziua în spital. Am simțit foarte rău, de asta nici n-am putut să găsesc aripi mai frumoase. Da, ce să zic. Vorbește cu cei de acasă, Oana, e mai bine. Dragilor, vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Ce să zic, pare rău că n-am fost pe placul juraților, dar sunt sigură că voi cei de acasă, mai ales voi fetele de acasă, empatizați cu mine întru totul. Și cu siguranță mă veți ajuta pe mai departe. Votați 10 la 1206. Mulțumesc tare mult, Oana. Eu. Da, puci, haideți, haideți! Pentru Butăreasca și... Ce înseamnă da, și? Antrenezi. Unde ați auzit voi? Publicul. Okay. Acest antren, acest tip de antren este... Sătesc, da? Dance este sătesc. Și antren. Nu, acest tip de antren este sătesc. Există tipuri de antren și... nesătești. Și vorbesc singur sau mă auziți? Nu, dragă, te-a auzit, am auzit la mine cum te-a lăsat când am... Bine, stai, acum liniștește-te. Când am auzit de și. Acum liniștește-te. Zi, hai! Da? Adică hai. Eu vin în engleză, când în engleză toată mie-s propusă. Let's go, girls! Și? Și ce?